Nu, că eu n-am foarte. Trebuie să vedem focul nostru. Mi-am dat cu cățelele să le păstrez. Știți că acum mai nou nu avem voie să... Da. Ce nu mai vreau? Da, ești tu, da, așa. Și mi-o pun în piept. Da. De ce? Tot așa. Ce te le păstrăm? Cu o cardă frumoasă. Hai să fim din ceas bun Vistierul curătăților și cădătorul de viață, vino și te sărășbește într noi și ne curățește pe noi de toate cărăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește între noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru sfântele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi cu ispită. Cine izbăvește de cele viclea, ca Taie este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și în pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Domnule, miluiește!
Și prin
degustarea și stropirea cu apa aceasta, trimite-ne nouă binecuvântarea Ta, care spală înfinăciunea patimilor. Așa ne rugăm, cercetează-ne putința noastră, bunule, și tămăduiește cu mila Ta bolile noastre, cele sufletești și trupești. Pentru rugăciune prea curate, prea binecuvântate, stăpânei noastre, născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață bucătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor și netrupești putere, pentru rugăciunile cinstitului, slăvitului proroc, înainte mergător și botezătorului Ioan. Rugăciune Sfinților, Marta, Sfinților Mici, Ioan Vasile cel Mare, Grigore, de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, Sfinților Atanasie, Chirie și Angelo Milostiv, Patriarhie Alexandrie, ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ales cele întru Sfinți Părinții noștri, Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Spiridonal Trimitunte și Nectare de la Inghina Făcătorii de Minuni. Cărnic de la Cernică, Iosif cel Nou, Iureș și Sava, Antimi Mireanu, Iosif Mărturisitorul Ghelasei și Leondele, Sfinților Stăviților Mari Mășinici, Gheorghe, Purtătorul de Biliniță, Dimitri, Izbărătorul de Mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat, Mina și Ioan Cenoc, Sirghi și Bacchio, Ambalacul și Obra. Ale Sfinților Preoți Mărturisitorul Ioan și Moise, ale Binecredicioșului Voievod, Ștefan cel Mare și Sfânt, ale Sfinților Mari, Martiri Brâncoveni, Constantin Godă, Brâncoveanu, cu cei patru chiesei, Constantin, Ștefan, Dragu și Matei și Ionache, Sfântnicul. Ale Sfinților Mucenițe, Victor Tea și Tatiana și tuturor Sfinților Buni, Biruitor, Mucenici și Mucenițe. Ale Sfinților Slăviților și Întrucătorul de Minu, Doctor fără de Argeț, Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și Evalaie, Samson și Diobit, Mochi și Anichita, ale Mucenicul. Ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinței noștri, Grigorii de Capolitul, Nicone de la Desmana, Dimitrie și Lovisarea și Sufronii, Ioan de la Pristop, Antonie de Iedru, Dulci, Daniel Sicastru, Ioan Casian, German și Ioan Iacob de la Neamță. Ale Sfântului Cuvioase, Maici, Parascheva de la Iași, Teodora de la Sicrea și ale Sfântului Apostol Filip și a celor din împreună, 12 împreună cu el și ale Sfântului Ierar Grigorie Palama, Episcopul Tesalonic, priatelor bunului de săvârșim, ale Sfinților Drept Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și pentru căciune tuturor Sfinților Tăi. Și păzește, Doamne, pe dreptul din tot și robii Tăi, toți cei care sunt de casă, toți cei care vor înfăptui activități frumoase în locul acesta și robii Tăi, Nicu Ciprian Ivan, Valeriu Mariana, Lafinia Daniel, Nicolae Daniel, Carmen Mariana, Simona Elena Nunța, Maria Mariana, Claudia, Ariana, Maricica, Mariana Nunța, Maria, Valentin, Tudor, Gabriela, Cornel, Florin, Vasile, Marius, Constantin, Nicolae, Vasile, Constantin, Ioan, Vasile, Mariana, Alina, Sanzel, Valerica, cu toți cei dragi ai lor și toți cei care, din binecuvântate, de ce nu sunt aici, cele de lor, la tot sănătate, sufletului și trupului și împlinește toate cele de trebuință, obștii acestea creștine care slujește ție și fiilor într-un toate milostiții. Adu-ți aminte, Doamne, de toate episcopii adrept credincioșilor, ca drept, care drept învață Sfântul adevărului Tău și de tot ce nu preoțești că rugărești de mântuirea lor. Adu-ți aminte, Doamne, de cei cine urăsc, de cei cine iubesc pe noi, de frații noștri care slujești sau de față, de cei ce pentru binecuvântate și nu s-ar întâmpla aici, de cei din acelul nou nevrednicilor să ne rugăm pentru ei. Adu-ți aminte, Doamne, de părinții, frații noștri care sunt în loc eu, ori supărări și pe toți miluiește după mare mila Ta izbăvindu-i de toate nevoia. Că Tu ești izvorul tămăduirilor și scoase Dumnezeu nostru și să-i slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău, Duhacul și pururea și vecii vecilor. Pace tuturor! Domnului Tău! Capetele noastre, Domnului, să le plecăm! Ție, Doamne! Că Tu ești în ținea sufletelor și ale trupurilor noastre și Ție slavă ținătăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, cu prea Sfântul Bunului Viață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în veci, în veci, lor. Asupra celui potrivit.
ta. Miluință bine credincioșilor creștini, asupra celui potrivit dăruiește și cu crucea ta pățește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Miluință bine credincioșilor creștini, asupra celui a smeriților și nevrednicilor slujitorilor tăi, trimite harul prea Sfântului tău Duh peste unde lemnul acesta. Însfințește spre ca să fie spre sfințirea casei acesteia de cultură și spre alungarea tuturor puterilor celor potrivnice. Căci tu ești cel ce binecuvintești și sfințești toate Dumnezeul nostru și ție slavă îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Înțelem cine trebuie să ascultă noi Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Ioan, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte, în vremea aceea, jumătatea praznicului Iisus a suit în templu de Ierusalim și învăța, și trei se mirau zicând, cum știa acesta carte fără să fie învățat. Deci le-a răspuns Iisus și a zis, învățătura mea nu este a mea, ceea celui care m-a trimis. De vreme cineva să facă voia lui, va cunoaște despre învățătura aceasta, dacă este de la Dumnezeu, sau dacă eu vorbesc de la mine însumi. Cel care vorbește de la sine își caută slava sa, iar cel care caută slava celui ce l-a trimis pe el, acela este adevărat și nedreptate. Pustia și corabia într-un amvon al vremurilor de atunci, încât toți cei care ascultau se mirau, întrebându-se cum știa acesta carte fără să fie învățat. Și acum, Doamne, te rugăm, binecuvintează acest așezământ de cultură, cu venirea Duhului Tău celui Sfânt, prin mijlocirea Sfinților Oprăditori și pe toți postenitorii, precum l-ai binecuvântat și lumina pe Ștefan, întâiul tău mucenic, când a arătat oamenilor în marea sa cuvântarea adâncurile cele ce nepătruns ale înțelepciunii și științei tale. Iar lui Pavel i-ai dat tărie ca să vorbească din Scripturi în Duhul Sfânt, mulțimilor din Tesalonică, Berea, Atena și din toată Grecia. Tot așa, Doamne, dăruiește și celor care se ostenesc și ne vor osteni în acest templu al culturii și spiritualității neamului românesc, Duhul înțelepciunii al științei, al bunei cuvinte, pentru ca toate cele împlinite de ei să fie spre folosul sufletesc al poporului român, spre slava numelui Tău celui Sfânt. Izbăvește, Doamne, de vrășmașii văzuți și nevăzuți, de toate cursele pătrăvătoare de suflet ale acestora, precum ai izbăvit pe apostolii Tăi când ai trimis la propovăduire în toată lumea după ce în ziua cincizecii mi-au primit pe Duhul Tău cel Sfânt, dându-le puterea să calce peste cerc și peste sporturi și peste toată de vrășmașilor. Pomenește, Doamne, Dumnezeul nostru, pe toți cei care au slujit, pe toți care s-au jertfit și care slujesc în această instituție de cultură și spiritualitate.
Pomenește, Doamne Dumnezeu nostru, pe robii tăi, că ție să cuvenea, ne milui și ale mântuie și ție să lavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se sfințește Duhașul acesta cu acest mântuie însuțit. Este Doamne, poporul tău, și binecuvintează moștenirea ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra cerului potrivit. Se sfințește acest așezământ de cultură, biblioteca aceasta, Mariana Lavinia, Dani Nicolae, Daniel Camel, Mariana Simone Lănuța, Maria, Mariana, Claudia, Adrian, Maricica, Mariana Hâncuța, Maria, Valentin, Tudor, Gabriela, Cornel, Florin, Vasile, Marius, Constantin, Nicolae, Vasile, Constantin, Ion, Vasile, Marian, Alina, Sădel, Valerica și cei din prână putem și pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Ostenitorilor lui și pe Îngerul tău cel milostiv, ca să-i păzească de toată răutatea, să-i povățuiască spre lucrarea tuturor faptelor celor bune și spre plinirea Sfintelor cale poruncea lui Mântuitorului Hristos, să le dăruiască tuturor sănătate, lungate, pentru toate să-i destuleze. Pentru aceasta zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește. Oameni, Dumnezeu, ești slavă, însă-mi frum prea sfântul și bun și viață că totul Tău loc, acum și-n jururea și-n vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoasă, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă Ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Hristos, adevărat, Dumnezeu nostru, pentru rugăciune prea curate Maicii sale, puterea cinstită și de viață, Tătătoarei Cruci, cu ale cinstitului slăvitului proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan și cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni viitor. Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin. Robilor lui Dumnezeu pomeniți, Nicu Ciprian, Ioan, Valeriu, Mariana, Lavinia, Daniel, Daniel, Carmen, Simona, Anunța, Maria, Mariana, Claudia, Aria, Maricica, Mariana, Anunța, Maria, Valentin, Tudor, Gabriela, Cornel, Florin, Vasile, Marius, Constantin, Neculai, Vasile, Constantin, Ioan, Vasile, Alina, Sântel, Valerica, tuturor ajutătorilor, binefăcătorilor, dă-ne, Doamne, sănătate, lungime de zile, spor în toate faptele cele bune și îi păzește într-un mulți ani, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască!
domnule suprefect, domnule primar, prea puțioși și prea puternici părinți, domnule director, distinse cadre didactice, învățători, profesori, educatori, domnule viceprimar, domnule administrator, dragi credincioși și credincioase, ca delegat al preapucericii sale, Părintele Protopop Ioan Bârgăvanu, astăzi, în această zi minunată și specială, ne-am adunat aici să dăm slavă lui Dumnezeu și mai ales să pomenim într-o smerenie faptele cele frumoase de zidire și de ajutor care se săvârșesc în comuna noastră, comuna Chelegiu. Domnule suprefect și domnule primar și domnule viceprimar, ceea ce este esențial mai ales nu numai astăzi, ci întotdeauna în comuna Chelegiu, este că această comună are creștini, săteni, cetățeni de aur, deosebiți, plini de credință, harnici, de cuvânt, oameni care întotdeauna, prin aportul și prin virtuțile lor, te poți baza întotdeauna, nu numai la fericire, dar mai ales în moment de încercare. Dar întotdeauna, precum o regină este în stup, așa și comuna Chelegiu, întotdeauna a avut, dar mai ales acum are, o conducere vrednică, fără laudă sau campanie electorală, un om extraordinar, în persoana domnului primar, care prin felul lui de a fi, prin felul lui de a conduce, alături de toți membrii din Consiliul Primăriei, alături de cei care sunt în fruntea comunei noastre, întotdeauna au reușit, reușesc și sunt sigur că veți reuși, nu numai fapte simple și normale, că a face un lucru mic este obișnuit, dar a face un lucru de seamă este chiar o minune. Și mă veți întreba ce lucruri minunate și mari se pot săvârși. În primul rând, dacă susții biserica, școala, cultura, ești un om mare și faptele tale sunt într-adevăr mărețe. Căci tinerii noștri, creștinii noștri, nu au nevoie numai de bani, de servicii puternice. Au nevoie, în primul rând, de Domnul Dumnezeu. Au nevoie de cadre deosebite și jertfitoare, de preoți într-o smerenie și lucrători, dar mai ales de cineva care, fiind primar, viceprimar sau în Consiliul Primăriei, să aibă timp pentru tine, că atunci când vrei să-i spui un cuvânt, să te asculte și să nu te dea la o parte. De aceea, distinși preacucernici părinți și preacuvioase părinte, iată că misiunea dumneavoastră se împletește cu misiunea celor de aici, pentru că dumneavoastră și noi întotdeauna ne oprim timpul și veșnicia într-un loc și nu o secundă, ci mult timp îi ascultăm pe toți creștinii și pe toți sătenii noștri. Și vedeți dumneavoastră că acest lucru aduce nu o prietenie oarecare, o comuniune de suflet și foarte mare. Cine gândea vreodată că această comună frumoasă, credincioasă și harnică, nu poate realiza ceea ce nimeni nu gândea? Avem cămine culturale și școli transformate în ajutor pentru tine și bătrâni. Avem tineri, copii, care, într-adevăr, se justifică trebuința lor. Dar oare aceasta,
cum este posibil, datorită părinților care ne-au născut și ne-au crescut, datorită celor care au investit în infrastructură și măresc în bunătatea noastră, sufletească din bunătatea lor, mărească. Mai presus de toate, avem și preoți, într-adevăr, care întotdeauna și-au adus aportul și-l aduc bisericii. Cine gândea vreodată că la Deleni, dintr-un timp atât de scurt, poate să fie o măreață biserică pictată în lemn și de construcție. La Chiariciu, la Plătila și la Drăgugești, locuri frumoase și mărețe în care să se facă atâtea lucruri frumoase de foștii preoți și actualii preoți. Cine gândea că în vârful muntelui la Deleni, un vremnic călugăr protosindir în Pahomie, poate ridica dintr-un schituleț o mănăstire măreață, văzând în fiecare duminică, sărbătoare și zi, tineri cu rucsacul în spate, mergând pe jos ca îngerul păzitor să le numere pașii. De aceea, domnule suprefect și domnule primar și viceprimar și distins auditoriu, mă bucur foarte mult că sunt sânge din sângele comune acestia. Mă bucur foarte mult că sunt oameni vrednici și oameni respectabili. Stimă și respect, dar mai ales dați-mi voie să vă spun ceea ce este mai presus de orice cuvânt. Vă transmit astăzi arhereasca binecuvântare a înalpreasfințitului părintele nostru, arhiepiscopul Ioachim, care vă asigură de dragostea sa frățească, care vă asigură de tot sprijinul și mai ales rugăciune de pomenire și mai ales pentru tot ceea ce faceți, sprijin, nu numai prin rugăciune, dar și material. Pentru că orice biserică și orice familie, întotdeauna când primește un ajutor de la preot, doar cu știrea noastră a Sfințitului Părintele nostru, Arhiepiscopul Ioachim, al Românului și Bacăului. Dar totodată trebuie să amintim pe neobositul nostru spiritual, Părintele Protopop Ioan Găoanu, care pur și simplu este un izvor de viață, o mină de diamant și prin străduința și felul lui de a fi, este exemplu pentru noi preoții. Iar ca și concluzie, domnule primar, ați realizat multe și realizați în comun aceasta. Credeți-mă, aceste lucruri nu sunt de netrecut, nu sunt de neuitat sau să-ți treacă cu vederea. Faptul că dumneavoastră zidiți și faceți, aveți și patru stâlpi, precum Mântuitorul era patru evangheliști. Iar pe lângă cei patru mai sunt și alții, noi preoții care vă sprijinim. Și acest lucru îl știți foarte bine și aici nu sunt părtinitor. Pentru un om care muncește, pentru un om care se jertfește, pentru un om care nu-i puturos și gospodar, cum să nu ai stimă, respect și cuvânt popular și respectabil. De aceea, astăzi, Părintele Protopop Ioan Grigoanu, din binecuvântarea noastră a Sfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Românului și Bacăului, pe lângă arhereștele binecuvântări și stima pe care vă poartă, dăruiește Domnului Suprefect o icoană cu Sfântul Gheorghe, pentru că, într-adevăr, Domnului Suprefect, dumneavoastră, totdeauna curățați, ajutați, sprijiniți și sunteți multă puternică pentru comunitatea noastră. Iar dumneavoastră, domnule primar, să vă dea Dumnezeu tot binele, sănătate de toți cei care vă sprijină, având rugăciunile noastre și sima noastră primiți, tot din altul ca Sfântul Părintele și la Pântul Pop, ce am învățat această ecoană, am mai și Domnul, că sunteți fiul de credință și fiul apostolului. Stimă și respect! Mulțumesc frumos! Mi-e foarte greu să vorbesc pe părintele, pentru că e greu să vorbești de pe un așa orator. O să mă zvânduiesc și cu siguranță o să reușesc și o să țin flacăra să să spun. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și că ați răspuns cu onoare invitației noastre. Mulțumesc tuturor preoților din comună, mulțumesc părintelui Ciprian Punice care a reușit să ajungă. Mulțumesc Preacurcernicului Părinte Pahomie. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru că sunteți cei mai importanți și practic acestea sunt pentru noi elegerii.
Mulțumesc domnului director din Agenția de Mediu, care totdeauna a fost alături de mine și chiar astăzi are notificarea prin care ne validează, să spunem, recepția acestui lăcaș. Mulțumesc echipei mele, pentru că să știți că părintele a vorbit mult despre primar, dar primarul nu poate să facă lucruri mărițe dacă nu are în spate o echipă puternică. Și aici mă refer și la colegii mei, domnul viceprimar, domnul administrator public, colegii mei din primărie, colegii mei consilieri, care au înțeles nevoia acestui locaș și care au crezut în ceea ce mi-am propus și aceea de a-l moderniza. Pentru că să știți că pentru mine, și sunt convins că pentru toți, nu așa sunt cei care sunt prezenți, acest cămin a fost o carte de vizită a intrării în comuna noastră. Tinerețele noastre, chiar și a părinților mei, sunt legate de acest lăcaș, de acest cămin cultural, nunțile, botezurile. Eu chiar am un botezul băiatului cel mare aici, în acest loc. Discotecile noastre, cred că era discoteca unică din țară, Mihaela Rânde, că își amintește cu drag, locul nostru era aici pe scenă totdeauna. Cred că era unică, că se ținea ziua, duminică de la ora 4. Nu știu, se ținea undeva în țară, în România, discoteca începând cu ora 4. Asta pentru că Heleciul e o comună cu oameni gospodari, cu minți liniștiți și care nu aveau nevoie de nunți pierdute să se distreze. Or mai fi și alții, dar sunt mai mulți. Să știți că atunci când am gândit reconstrucția și modernizarea acestui lăcaș, m-am gândit în primul rând că vreau să-i dau viață. Și cu siguranță îi voi da viață, pentru că doamna Simona Orban, bibliotecara mea, mă va susține și împreună vor reuși să facem măcar câteva activități anuale. Noi avem multe în plan. Una, să spun, o începem chiar din seara asta și o să vedeți mai târziu. Pe lângă aceasta vor mai fi și alte activități care împreună cu școala, cu domnii profesori, cu cadre didactice, vor da viață acestui cămin cultural. O să vedeți la intrare în cămin o bibliotecă frumoasă, luminoasă, așa, cu multe culori, foarte dotată. Să știți că avem foarte multe cărți. N-am reușit să le așezăm pe toate, pentru că atunci când biblioteca și căminul a intrat în reparații, mare parte din cărți le-am dus la celelalte două sucursale din comună, pe care le-am înființat în urmă cu 3 ani de zile. Urmează să le aducem și să oferim tinerilor. Și de ce, nu știu dumneavoastră, plăcerea de a citi o carte. Nimic nu se compară cu plăcerea de a citi o carte. Nu are nicio treabă cu statul pe telefon și pe Wikipedia. Ca să nu o țin foarte mult, pentru că văd că deja cei de la orchestră încep să ajungă și dumneavoastră vă doriți și să petrecem, pentru că astăzi este și lăsatul secului, pentru că faptul că noi petrecem, că suntem mulțumiți de ceea ce am reușit să construim. Azi lasă să intrăm în cele 40 zile de post și de aceea și prejuit o plăcintă cu plăcintă, pentru că e tradițional locului nostru. Dar înainte de a trece la actul acela de muzică populară și nu numai, vreau să vă prezint un prieten drag meu, care cred că are emoții. Nu știu dacă domnul Aparaschive Eugen va dori să spună câteva cuvinte. Este vorba de cel care a creat acele frumoase tablouri de la intrare din Căminul Cultural, pentru că noi am gândit-o ca un vernisaj și la o prezentare a picturilor dânsului. Să știți că le-am văzut pe toate, sau cele mai multe dintre ele, nu sunt doar cele de acolo. Ca să vă dați seama, tabloul cu numărul 2000 este la intrare și e pus pe șevalet. Deci sunt mult mai multe 2000. O să găsiți tabloul și la Biblioteca Națională, și la Biblioteca Centrală de la Bănești, și la Muzeul de Istorie, din câte știu eu. Sunt cu siguranță, poate nu l-ați cunoscut și în postura aceasta. În seara asta îți cunoașteți. Dacă domnul Eugen vrea să spună câteva cuvinte, e Olivi. Dacă nu... Da. Mă rog. Mă rog. Da. Haideți aici, da. M-am născut la marginea liniștii. Acolo unde nu se întrebuie, în satul Hărșești. Suntem. M-am născut picul. M-am trezit măzgărim peste tot, uși, vedeți, ca orice cuvânt. Mi-am ales meseria de tractorist. Asta e corect, să zici mecanizatorul.
Și am ales ca să pot studia la mea, să o am în față, să am mirosul brazdei, ca să pot studia, trebuie să simți, să pui culoarea pe pânză. Am început să devin pictor didact, autodidact, dar am dat examen la școală populară de artă, prima dată am luat, a doua mi s-a oferit altceva, în fin. Și am scăpat de sub control, nu puteam să mai fac, m-am căsătorit, nu fi. Acest lăcaș de cultură, hol, să vedeți ce face din Iisus. În 77, după ce am venit din armată, a făcut expoziție la Sângule, într-un cămin cultural mic, așa cum era acolo. M-am angajat la seră, am întâlnit-o pe Maria, ne-am întrebăstit, ne-am căsătorit în fie. La lăcașa, în lăcașa s-a recutit, s-a făcut tot așa un ceva eveniment cultural. În 77. Nu, în 87. La Heritage. După 10 ani, am fost invitat pentru... Sunt în tot în perioada de toamnă, că trecuse două luni de la începerea școlii. Și a spus profesorul Adelea, dacă nu fie acum, timpul trece, că are două luni, vreți o rezolvă. Și m-am scris la școala populară. De altă, am făcut așa. După 89, am putut să... Deci am devenit pictor al Asociației Artiștilor Plastici Bacău. Având diploma, am putut să mă privatizez. Și din 92 am devenit pictor activ. Așa numesc eu. Că se zice altfel. Activ. Iar plecarea mea a fost de aici, în coadă. Exact acolo la lucrurile. Și de câte ori treceam pe aici, mă gândeam să-mi dat nici oare în palat. Pentru că, iată cum un copil, din fundul Verșește. O ajuns în sens. Dar copiii ăștia, dintre putere, de lene, peste tot, pot lua un model, un exemplu, să nu le fie rușine lipsă în țara. Și că traconistul poate fi și el. Mulțumesc frumos, Nea Eugen, cum poate să-i spun eu. Ce nu v-a spus domnul Eugen este că locuiește la Helegeu, satul Brătila, soția dânsului este drăguceată, din Drăgucești, din comuna noastră, deci este legat de comună. Faptul că s-a născut la Verșești e un lucru foarte important pentru dânsul. Mai important pentru noi este că a reușit să-l atragem aici, ci astăzi, după aproape 40 de ani, uite că îl renaștem și de ce nu, poate încet, încet îl și cunoaștem mai mult, pentru că provine dintr-o familie și o familie care mie este foarte dragă. Prietenul meu, fiul dânsului Eugen, cel care are firma de termopanie din Plasta Zătila, este un om care seamănă tatălui și mamei, un om deosebit, cu care noi ne mândrim și îmi doresc ca în comuna mea să fie cât mai mulți întreprinzători. Mă mândresc că băieții la Lopaten sunt aici și că tot mobilierul este făcut de dânsi și termopanii sunt făcute de Eugen. Lucrarea e făcută tot de un constructor din zonă, nu din comuna noastră. Este un lucru foarte important și cred că toți ar trebui să înțelegem că dacă am fi uniți, vor reuși să le facem pe toate împreună. Eu vă mulțumesc, nu vreau să vă plictisesc. Înainte de a da cuvântul colegilor mei, vreau să vă spun că imediat după ce încheiem noi discursul, vă rog să serviți o plăcintă caldă, pentru că, repet, este lăsatul secolului și un par de vin. Între timp, Gabriela comunice împreună cu orchestra și va monta sculele, să spun așa. Vom participa la un spectacol de 2-3 ore, depinde de dumneavoastră. Spuneam la început că îmi doresc asemenea activități să fie mai multe. Da, mi-aș dori ca această seară să transforme chiar într-un bal. De ce nu un bal de lăsatul secolului, care să fie o primă ediție, la Paștelui să fie o a doua ediție, la care să participăm și mai mulți, și mai mulți. Eu ce pot să vă garantez, că sunt colegul meu, cu primăria, de altfel, putem asigura partea aceea de organizare financiară, să spunem, iar dumneavoastră doar trebuie să doriți și trebuie să ne spuneți, pentru că noi suntem de acord și cu siguranță vom face. Dacă colegul meu vrea să spun ceva. Bună ziua! Bun venit, domnul subprefect al noi. Și la un eveniment atât de frumos, în care țin în mod special să mulțumesc preoților din comunitatea noastră și domnului preot fost în comunitatea noastră, pentru că
Având în vedere că comunitatea Helegiu este compusă pur din ortodoxi și avem și preoți, chiar preoți cu sânge din comunitate, putem mulțumi Domnului, nu doar un singur preot este aici cu sânge din comunitate, ba cred că majoritatea, sau toți, lucru iarăși foarte frumos și de subliniat, adică noi toți putem face lucruri frumoase, așa cum a fost în momentul de astăzi, când chiar putem mulțumi Domnului că l-am încheiat cu această slujbă, lucrare atât de frumoasă, încheiat într-un mod frumos și religios, ceea ce ne reprezintă pe noi toți, toți cei de aici, care au sau nu au legătură cu biserica sau cu primăria. Faptul că suntem împreună înseamnă ceva și ceva frumos. Vă mulțumesc pentru lucrul ăsta. Iarăși sunt poate și ușor emoționat, pentru că, așa cum spunea domnul primar, acest loc a fost un loc care a făcut parte din copilăria sau adolescența mea și a multora din prezență în sală. Iar astăzi, că la un moment dat, cum spunea domnul Victor, că îi părea rău că îl vedea într-o ruină sau într-o posibilă ruină, sau așa se vedea că merge de la o zi la alta, sincer, mulțumesc domnului primar, mulțumesc colegilor și consilieri care au fost înțelegători și au înțeles că trebuie să aprobăm anumite sume pentru modernizare, pentru mobilier, pentru orice și așa. Împreună am pus umărul într-un mod constructiv, frumos, și iată că astăzi trăim realizarea lui cu aportul lor și nu mai spun, de altfel sunt foarte mulțumit că am găsit colaboratori și oameni care și-au adus atributul și realizarea acestui imobil cu firme din comunitate. Pe mobilier, pe termopane, pe cu tot ce înseamnă construcție. Asta înseamnă că suntem o comunitate diversă, cu activități diverse. Noi vă mulțumim că ne-ați susținut și noi o să vă susținem. Iar preoților le garantăm că vom fi alături de dumnealor și tot ce înseamnă activitate culturală, cu mare drag, o idee bună vă primim aici și încă o dată vreau să mă adresez domnilor profesori, pentru că la intrare imediat avem biblioteca, ceea ce ne-ar bucura cu... Am fi bucuroși tare să vedem copiii că vin să mai citească, că am ieșit din tren cititul cărților, dar poate vom reuși. Și fiind aici și un loc unde putem să avem activități culturale, vă așteptăm cu idei bune și tot timpul vom răspunde prezent la ceea ce ne solicitați dumneavoastră. Iar acum, la fel ca și domnul primar, vă invit la un parbăvin și la o plăcintă și după aia o voi bună. Dacă vreți să ne adresați un cuvânt, noi ne-am luat favă, așa, și așa, da, da. Bună seara și regret sincer că sunt probabil ultimul obstacol înaintea asaltului față de servicuțe. Vă rog, doar două minute vă răpesc înainte de asta și vă asigur că mă uit la ele să nu cumva să dispară niciuna. Bun. Domnule primar, prea puternici părinți, stimate cadre didactice, stimați invitați și, nu în ultimul rând, dragi locuitori ai Comunei Helegiu, este o plăcere și o onoare să vin din nou în comuna dumneavoastră și credeți-mă că felul cum se dezvoltă comunitatea a oamenilor ce există aici, domnul primar, aș veni și fără să mă invitați. Săptămâna trecută am însoțit într-o vizită de lucru pe domnii miniștri Alex Adrian Veștea, ministrul dezvoltării, și pe ministrul Mircea Fechet, ministrul mediului, într-o vizită de lucru pe Valea Uzului, Valea Trotușului și Bacău, evident. De ce vreau să vă fac această mențiune? Administrația de la Helegiu constituie o componentă solidă în lanțul de comunități de administrații liber, conduse de administrații liberale performante de pe localitățile pe care le-am menționat anterior. Că vorbim de Comănești, că vorbim de Moinești, de Dărmănești, de Slănic, de Măgura, mai aproape de Bacău, putem pune Helegiu în rândul comunităților pentru care primarii, consiliul local, administrații locale fac ceva pentru oameni. Domnule primar, și stimați consilieri locali, nu doar cu asfalt și panseluțe faci o comunitate sănătoasă. O comunitate care să vrea să trăiască acolo unde s-a născut și să rămână copiii acolo. Sau nu numai copiii, că în ultimul rând au plecat și bătrâni. O comunitate sănătoasă se face cu investiții și în sport.
O comunitate sănătoasă se face cu o investiție și în biserică. O comunitate sănătoasă se face și în centre culturale. Și lăsați-mă, dumneavoastră, să spun centru cultural, nu cămin cultural, pentru că îmi pare că a mai dispărut din esența cămin cultural ce aș vrea să... Ăsta este un centru cultural. Mai mult decât atât, o investiție înseamnă o administrație serioasă, o administrație sustenabilă, înseamnă investire în oameni. Ce e mai frumos decât să vorbim în cel mai scurt timp tineri care descoperă intimitatea dintre carte și individ. Cunosc avantajele date de internet, avantajele date de inteligență artificială, dar niciodată intimitatea și gesturile de a răsfoi o carte nu le poate înlocui aceste dezvoltări actuale în ale științei. Mai mult decât atât, domnule primar, era bine să amintiți că pregătiți în perspectivă și această încăpere în care poate veți pune la dispoziția tinerilor și văd copii foarte și asta e un lucru foarte bun, să, care nu au poate posibilități, să vină să-și dezvolte abilitățile de calculator aici, în dreapta noastră. Mai mult decât atât. Spuneam că investițiile în sport. Păi, dar numai de ziua din vară am fost și am văzut și credeți-mă că e o minunătate de teren de sport, nu mai departe de... Da? Sau investiții în sănătate. În stânga noastră, da? Sau în dreapta, acum intrăm, avem un dispensar care arată și care este modernizat și reabilitat tocmai pentru a crea condiții și a cetățenii și a crește calitatea vieții. Ceea ce a făcut aici domnul primar, și nu este vorba despre primar. Eu n-am venit să-i fac un laudațiu domnului primar, ci pentru că astea lucrurile se văd de la sine, dacă este sau nu este apreciat, ci mă gândeam la faptul că atunci când vrei să faci un lucru bun, îl faci. Eu când mă uit la domnul primar, îmi amintesc și îmi vin în minte, omul sfințește loc. Avem atâtea comunități cu primar de la cu două mandate, cu trei mandate în care nu s-a făcut nimic. Și credeți-mă, e o sărăcie, dar nu vreau să vă vorbesc despre asta. Și apropo, și eu vreau să eu din suflet să o felicit, că am înțeles că ar fi inima și bibliotecei de astăzi, doamna Orban, și vă felicit și sper din suflet să sprijiniți pe domnul primar. Mă bucur sincer că ori de câte ori vin aici, găsesc, într-adevăr, oameni destoinici, oameni de ispravă și domnul primar vă asigur că ține legătura și cu noi, și la centru, chiar și la București, cu diferite proiecte, că e pe gal, că este Angel Salini și acum chiar îi urez succes pentru investiția majoră care va veni pe proiectul național Angel Salini de canalizare și apă. Eu vă urez de suflet succes, vă felicit de suflet pentru tot ce ați făcut și pentru investițiile ulterioare. Poftă bună și distracție plăcută! Mulțumim frumos domnului primar pentru invitație. Iată, motiv de bucurie pentru că astăzi s-a inaugurat acest frumos cămin cultural nou și biblioteca, am înțeles, una dintre cele mai frumoase comuni din județ, comune din județul Bacău, comuna Helegiu, cu oameni gospodari, dar eu știu că aici la dumneavoastră se dansează frumos. Nu doar avem priveliști minunate pe care le putem privi, case frumoase, porți frumoase, oameni frumoși și să știți că așa cum românii noștri știu să-și petreacă, cu atât mai mult încă un motiv în plus, pentru că mâine deja intrăm în post și se schimbă starea noastră, astăzi trebuie să profităm de ocazie și vă invit la dans. Nu știu cum facem noi primar, aici trebuie să se danseze în seara asta. Dăm scaunele la o parte, le scoatem afară, vedem noi cum facem, dar să știți că nu plecăm de aici până nu dansați. Da? Dragul mei, în sat, la joc, așa spune melodia noastră, așa vă cântăm și noi și vreau să vedem dacă vă este drag sau nu. Să jucați, să ascultați muzică și să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate câte le avem. Hai să vedem, băieții. Dragul mei, în sat, la joc, eu cred că voi o să mă ajutați. Voi sunteți cei mai energici, cei mai drăzneți. Thank you.
pădurar și acasă vine rar. Vino pai de mai răguț, ai da 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 da, căci acasă m-a trăgut. Măi băiță, măi, o ce foarte tăi, vini seamănă cu ai negră. Măi băiță, măi, o ce foarte tăi, vini seamănă cu ai negră. Măi băiță, cura. Mărita, bădiță,
am avut bani la inimă. Douăzeci de primăveri am avut bani la inimă. Dar nimica nu pot face timpul meu.